Este prima generație de la liceul Baptist, ceva secol în urmă. În 95. Lucian, Dumnezeu să fie cu tine. Și înseamnă că ai învățat ceva în școală dacă Naomi este la credința creștină, nu? Bun. Domnul cu voi și cu Claudiu și cu toți copiii. Dar am vrut să fac această conexiune. Pentru că este vârsta în care copiii noștri, într-adevăr, se modelează pentru viitor. Am văzut că erau foarte multe probleme în seara aceasta. Probleme cu coronițele, cu aripile, trebuie să pun în dungă, să nu mai să nu zburați cu aripile, să nu încercați să zburați. De asemenea, am văzut că unii dintre ei probleme cu somnul. Nu doar noi. Dar ei nu fac discret cum o facem noi, ei nu au nicio inhibiție. Și vă dați seama ce o să se întâmple dacă au probleme cu somnul înainte ca eu să vorbesc. Ce o să întâmple după ce eu vorbesc. Aș vrea să vorbesc cu ei puțin. Și aș vrea să-i întreb. Și v-aș vrea, dragi copii, să știți că am vorbit cu ei și nu o să vă mai arate la ecran acolo, doar când spuneți poeziile și cântați. Pentru că trebuie să fim atenți. Aș vrea să vă întreb, dacă cineva, mergeți la Săniuș zilele astea, dacă cineva cu care mergeți la Săniuș vă întreabă unde sunteți la grădiniță, vă spuneți la grădinița creștină. Și dacă vă întreabă ce înseamnă Crăciunul, ce îi spuneți? Naomi, ce îi spuneți?